Noul city manager al Iașului, Petru Movilă, se concentrează în această perioadă pe implementarea a două proiecte sportive pentru Ieșeni. Baza sportivă de la Stadionul Tineretului și basinul de not din Tudor Vladimirescu vor ajunge luna aceasta pe masa Companiei Naționale de Investiții. Conform dispoziției date de primarul Mihai Chirica, city managerul Petru Movilă a stabilit două dintre proiectele care trebuie susținute cu prioritate de guvern. Primele două vor ajunge în faza finală privind predarea sau finalizarea documentelor. Un proiect foarte important, modernizarea bazei sportive de la Stadionul Tineretului, cum îl cunosc ieșenii, din Sada Aviației numărul 1. Urmează ca în timpul cel mai scurt să fie adoptată o hotărâre de Consiliu Local privind predarea amplasamentului către Compania Națională de Investiții pe durata realizării acestei investiții pentru implementarea proiectului, după care revine în proprietatea municipiului Iași. Și proiectul bazinului olimpic din Tudor se dezgheață după ce lucrările au fost abandonate de câțiva ani. Bazinul de not din Tudor Vladimirescu este în procedură de predare a investiției la Universitatea Tehnică, la Primăria Municipiului Iași, astfel încât Primăria Municipiului Iași să depună proiectul la Compania Națională de Investiții. Au fost câteva clarificări de ordin juridic privind situația juridică a terenului pentru acest amplasament. Acesta a mai precizat că acestea nu sunt singurele proiecte care vor fi date spre implementare în următoarea perioadă la Iași.